Bună dimineața, dragilor, de fapt bună ziua, dragilor, că este ora 12:30. M-am trezit cu Marc la 9:30. Mama face din nou un chec cu ciocolată. Un chec sau o pască? Pască. Tu, ciocolată. Tu te mănânc. M-am trezit la 9:30, noroc că m-a sunat soacra, că altfel nu mă mai trezeam. Dă-te jos, te rog, îmi pui păr, mama, pe acolo. Și m-am apucat, aseară am terminat supa. Și dimineața m-am apucat, am tocat legumele, am terminat salata, acum am pus sarmalele la fiert. Sarmale. Ce salată? Când am vrut să-ți dau, ai zis că nu vrei. Ai spus iac. Da, frumoasă. Astăzi o să ciocnim ouăle. Nu astăzi, mâine dimineață. Păi da, dacă ciocnești diseară, nu poți să-ți dau să mănânci. Îți crește dintele. Uite, la acolo, mititelă. Nu se vede. Se vede un pic. Nu se vede așa alb. Și Marc se joacă cu un ren cu sclipici și mi-a făcut mă sclipici. Noroc că mă apuc de curățenie acum. Ba nu, acum? Da, când da. Când mergem noi afară? Mhm, voi ieșiți un pic afară cu tati și eu fac curățenie. M-am plecat. Hai, ridică-te sus. Aici am o pască. Cu ciocolată și adică ciocolată. Compoziția de la pască normală, tot rețeta Jamile, am luat-o și am împărțit-o în două și într-una am adăugat Nutella și cacao, esență de rom și am făcut așa o pască marmotă, o marmotată, nu știu cum să zic. Mini, tu ce faci aici? Și sunt curioasă cum o să fie gustul. Aici am pus oala cu sarmale. Cred că am umplut oala prea mult, dar am lăsat-o la foc mic. Cine îi udă, Mini? Da. Da? Eu udă aici la gât. Îi udă la gât, cine știe unde a băgat nasul. Da. Și am făcut salata de biof. Mi-au ieșit astea două caserole și cu asta, că încă una am făcut-o pentru tata. Trei castroane! Da. Hai, ajută-mă să desfac asta. A ieșit foarte, foarte bună. Am pus măsline, nu am mai stat să o ornez cu castraveți sau cu gogoșari. Închide capacul. Să știți. Avem și supică cu găluște. Unde e supa? Unde e supa? Supa e în frigider, o să mâncăm imediat, cam în jumătate de oră. Da, ouăle le-am arătat. Da. O să ciocnim așa, poc! Poc, da. Eu o să spun Hristos a înviat și tati o să spun adevărat a înviat. Da, aceea. Dar nu mai mi le ciocni. Dar nu, dădeam aceea. După aceea mama o să spun Hristos a înviat și eu adevărat a înviat. Haide, hai să vedem ce face Marc. Cred că mi-am făcut numai sclipici pe aici. Da. Ia, ce faci, mă? Da. Ești. Mă! Da, e un pupic. Da, dar îmi dai un pupic. Ești plin de sclipici, Marc. Hai afară la zăpadă. Hai un om să construim. Da. Ce fain e afară. Și cald. E cald afară, nu? Nu? No? Cât? Minus? 10? 10, cam așa. Du-te, bă. Normal că e cald, mă, fată, mă. Mă, fată, mă! Normal că e cald. Nu, vai, te-și dă cu mâna de sclipici pe față. Vai, ce și-a făcut pe frunte. Hai, trebuie să-i luăm ăla. Este ora 5:10, am ieșit afară cu Mini. Deci vreau să vă zic că e un timp și o căldură. De poți să stai la tricou și pantalon scurt. Așa de fain e afară. Și mă ofti că Marca a dormit la ora 5. Bineînțeles cum și-a făcut el programul, nu știu ce e cu el, de a doarme numai la 4 și ceva 5. Și ia uite ce fain e. Superb. Aș fi scos și pe el un pic așa pe lângă casele astea sau să facă niște baloane la aerul ăsta așa de fain. Mai am de spălat aragazul, în rest mi-am terminat toată treaba, am făcut și baie și un pic părul vreau să mi-l mai aranjez. În rest am terminat. Slavă Domnului că mi-am terminat treaba.
Și Mini de dimineață tot aștepta să o duc la plimbare, dar nu mai reușeam. Haide tu! Haide tu, fate, tu! Hai! E așa de mândră și atât de fericită e când o duce afară. Doar că trebuie să mă grăbesc să nu se trezească Marc. Că suntem de vreo 15 minute afară, am fost și cu gunoiul și am mai mers pe lângă blocuri. Străzile sunt pustii. Mai vezi câte un om, doi, așa, cu câte un copil, cu câte un cățel, dar nu prea mulți. Hai, minișor, hai! Hai să mai mergem și pe următoarea stradă. Și după aia, în casă, mă duc să mănânc sarmale cu smântână și cu pâine. Mi-era poftă și de mămăligă, dar nu mai fac mămăligă. O să fac mâine, eventual. Soțul meu doarme, Marc doarme, Selena prin casă plictisită. Fiecare cu ce poate. Așa e, Mini? Așa e tu, fată, tu? Hai să ne plimbăm. Cu ocazia asta mă plimb și pe mine. Nu prea aveam chef. Am făcut o febră musculară și mă întorc și mâinile și picioarele și... Hai de mine, nu mai pot. Mi-a făcut soțul meu puțin masaj. Stai tu cu minte. Dar tot nu mi-am revenit. Hai, minisor! Îți place să zburzi? Zici că ești un mielușel. Așa-i? Trebuie să-i cumpăr picături din alea sau zgardă pentru antipurici sau pentru căpușe. Erau niște picături, nu știu că se mai găsesc. Când am avut eu cățelul celălalt, îi cumpăram picături și îi puneam la gât vreo 4-5 picături acolo în spate și era destul de benefic, îl ajuta. Stai tu! Văd că se norează în partea aia. Ăștia au anunțat că s-ar putea să plouă puțin azi vreo 30% precipitații, zicea pe telefonul meu. Da, oricum nu mă mai oftic dacă începe ploaia, că Marc doarme și sigur se trezește la 7 și ceva. Ce-i, Marc, cățelul? Și dacă se trezește la 7 și ceva, haide tu, că sunt pe grabă! Nu mai ieșim nicăieri, aseară le-am făcut baie. Astăzi relax, îmi spăl aragazul, mâncăm și stau și eu cu burta în sus. Am mâncat și eu sărmăluțe. Deja se duc. Eu am mâncat vreo 7, Selena vreo 6, Marc doar una și urmează să-i pun și soțului meu, dar eu mă bucur să se termine sarmalele, că de-abia nu aruncăm, cu toate că nu o să arunc, dacă e să văd că nu se mănâncă, le voi congela și le vom mânca altă dată. Uitați ce aragaz frumos am eu și ce curat este. Acum mă pun să-l las la muiat cu Triumf și după care să le iau să-l spăl bine, bine, bine. Mini a mâncat și ea două sarmale și deja e obosită că a fost la plimbare. Mai fac și eu câte o excepție și mai dau și ei să mănânce câte ceva de mâncare, piept de pui, cărniță, sarmale, dar normal hrana ei de bază sunt boabele și conservă pentru căței. Afară s-a norat și văd că s-a norat mai peste tot. Nu cred că va mai ieși soarele, dar oricum asta este că Marc doarme, soțul meu doarme. Am întors masa invers ca să mai facem spațiu mai mult. Parcă pare că e spațiu mai mare. De ce faci foata lui mama, tu? Ce faci? I-am făcut aici culcuș cu păturică și cu pernuță, așa-i? Ca să stea fata liniștită. Hai să dăm mingea, să o ascundem, că o băcăm acolo, da? Las-o acolo, că tu după aia o iei în gură și chiță-e. Chiță-e mingea asta. Și-am făcut și checul ăsta. Checul, doamne, că nu mai știu ce vorbesc. Nu checul, pardon. Pasca. Ca să tai imediat să văd cum arată în interior. Sunt chiar curioasă. Și aici mai am o sărmăluță să o termin și pasta, să o mănânc. V-am zis să-mi spăl aragazul și în mare, mare parte am terminat. Când se trezește Marco să încălzesc supă, să mâncăm toți. Am boala asta, dar nu e plină, e cam pe jumătate cu supică. Mă enervează că oala asta mi s-a murdărit destul de tare cum a curs de la sarmale. Tot am mai șters-o eu pe la exterior acum și nu se curăță așa bine ca și cum ai spăla-o cu ceva detergent. Dar când se termină sarmale o să spăl bine de tot. Gata, am omuiat aragazul și îmi place
foarte mult să spăr aragazul cu perea asta. Și să știți că nu zgârie. La început am crezut și eu că va zgâria perea asta aragazul, că e destul de aspră. Dar iau și apăs cu el și tare și puțin și vreau să zic că curăță și îl face fain și pe aici prin, pe unde pornește focul. Ăsta tot timpul mă înțepam în el și mă loveam când dădeam cu buretele, normal. Da, cu peria asta e lungă, numai bine o iau frec, o clătesc iară frec, aici aragazul și se face ca și nou. O să mai dau cu un pic pulverizator de asta aici, doar că sper să mai pornească aragazul după aia, poate fac vreo tâmpenie și nu mai îmi pornește. Uite, ăsta e ca și nou dacă nu l-am prea folosit. Ăsta l-am lăsat și pe ăsta l-am muiat că mi se... Mai dau cu un pic. Mi se lipise de aragaz. Era praf. Și acum mă pun să desfac pasca asta. Să vedem. Asta n-a mai crescut așa mult. Adică nu e în înălțime ca cealaltă, deoarece e tava mai mare. Am făcut în cea mai mare tavă care o am eu. Eu am 4 tăvi din astea. Asta mare, una mai micuță și încă una mai mică și una mai mică. Am avut o pasiune acum câțiva ani de zile pentru torturi și mi-am cumpărat să am din toate dimensiunile. Și vreau să văd cum arată. O să iau eu o farfurioară. Sper să nu facă lăcie să-l trezesc pe Marc. Sper. Dă să vedem ce a ieșit aici. Mai ales că am pus Nutella și cacao. Sunt chiar curioasă dacă a ieșit diferită. Ia să iau o paletă. Opa, așa. Mirosea atât de bine când era în cuptor. Mă chinui cu o mână. Ia să vedem. Wow, ce frumos arată. Ce frumos arată. Ia să vedem și gustul. Să vedem și gustul. Dar cred că o să gust după ce mănânc sarmaua aia, că după aia nu mai simt nimic în gură. E și foarte bună și asta. Are gustul de ciocolată. Pentru cine îi place ciocolata, e super, super bună. Îmi place mai mult asta cu ciocolată decât cea simplă. Aproape tot termin și după aia îmi pun să-mi spăl aragazul. Văd că se moaie foarte bine. Mi-am prins aici o lumânare. Mi-am băgat înăuntru soluție din asta de la Kifra. Și jos am aprins o lumânare și vreau să vă zic că face un miros în casă super, super fain. Pun un pic de tot acolo. Aprind o candelă jos și miroase super fain. Ia să vedem noi ce face Selena. Mai înainte mânca înghețată. Ia uite-o. Ia uite-o, cocoroza. Ce faci tu? Ce faci tu, birea mea, tu? Tu cocoroază, migă, ce faci? Deci e supărată. Hai să tăiem bretonul. Dar ți intră în ochi. Hai să tăiem din el. Nu mai fi supărată, mami. Trebuie să înțelegi că a fost rea și a trebuit să o pedepsească. E supărată că verișoara ei l-a trezit pe fratele ei și n-a mai lăsat-o cu nata mea să vorbească pe cameră dacă a făcut gălăgie. Ce faci tu, sufletul? Tu sufletul mic, tu! Buzata mea botoasă! Când se trezește tata, îl machiez iară? Da! Da? Și eu? Da. Sau doar tu? Da. Doar tu? Poți să-l machiez cu machiaje tare? Dar ce machiaje? Să-mi strigi mie fondul de tăi toate cele și așa le am pe terminate. Poți să-l machiez cu altceva? Hai, te rog! Te rog! Nu! Vrei să-mi faci părul? Nu. Când se trezește, Marc? Nu. Nu? Nu. Deci... Vreau să mă chez pe tine și pe tata. Pe mine nu, mulțumesc. Nu. Eu nu am nevoie, mulțumesc.
Ce vreau să zic? Găsim, îți dau eu cu ce să-l machiez, da? Ei, da. Ei, da. Dar cu ce să-l machiez? Nu țipa, mă. Ce țipi? Dă-ți căștile astea jos ca să mă auzi bine. Ce da, țipi? Dar cu ce să-l machiez? De ce țipi? Dar cu ce să-l machiez? Vedem, ți-am zis că-ți dau eu, dar nu ți-ai dat fondul meu de ten bun ca să-l machiezi. Da. Ei, da. Hai că vedem ce-i facem. Îi prindem părul cu clămițe, vrei? Da. Ei, da. Bine că se rea. M-a făcut rea. Ce că reau. Ieri l-am machiat cu fardurile ei, dar acum vrea să facă cu fondul meu de ten. După ce cum am și eu câteva amărâte, nici nu știu cât mai am. Un, două, cred că trei fonduri de ten mai am și nu sunt pline, sunt pe jumătate. Unul cred că e aproape plin. Și să-i le dau ei să-și bată joc de ele, da, da. Mâine. E ziua mai lungă. Să mă duc să-mi fac și un pic părul. Am un spray din ala care dă volum. Cum l-am întins cu placa asta, așa pleoștit și nu-mi place. Să-mi fac un pic de volum. Uite că deja am făcut mizerie pe jos. Eu îi cer pe ăștia să nu facă mizerie pe jos și fac eu. Ce faci cu mânta vulpe? Ce faci? Cu mânta vulpe? Ce face cu mătra? Ai simțit că mănânc chiar ceva, așa-i? Ia uite, de acolo. De acolo. Mustăcioasă, că ai mâncat și tu două sarmale. Ce mini? Ai mâncat caramiaua? Marc! Mini nu-i voie. Wow, ce fain se aude tractorul tău. Sally, vii? Ai mâncat Bobo? Mai are mă hundis? L-a mâncat, unde se mă hundis? A, unde-i punga? Ești punga pe ăla. Nu mai e, uite. Terminat. Mă, de ce mă muști? Mini Bobo. La cât s-a trezit Marcu? Nici nu mai știu. La 7 și, nu? 7 și 25. Că știu că erau știrile. Uite de. Tractor. Ia zi bomboane. Ți-a dat Sally bomboane? E bomboane. Ia zi, apasă. Pașă. Apașă. Ia zi bomboane. Bravo. Zi tractor. Tractor. Ce vrei, mă? Selena a dormit. De ce tot îmi dai, mă, peste... Ce vrei să pui trenul ăsta? Cum vrei să-l pui? Tenul? Da. Tenul? Ce tenul? Deja e 9 și cât e ceasul? 9:30. Vai, bă, ia sumnul, bă, băiatule, și te-ai trezit la 7. Cine știe la cât te mai colci? Te joci cu trenul? Da. Mi-e somn, mi-e somn și mi-e poftă de salată de biof. Știu că e târziu, dar mă duc să mănânc. Tu vrei, mă? Salată? Târziu. Prea târziu? Prea bun, prea ca la țară? Nu, eu ce dacă e târziu, mănânc puțin. Mi-e poftă tare, mă duc să mănânc salată și să mănânc și două bucățele de baclava. Ia uite, ia uite-o. Elena a auzit. Să ce-a făcut că s-a articat? Tu ai adormit sau te prefaci?
Dacă zic acum că vreau să mănânc ceva, chips sau ceva, să vezi cum se trezește și se ridică sus. Chiar dacă doarme, asta când doarme, aude tot ce vorbim, are un somn, iepurește exact ca a meu. Așa-i maimuță. Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Da, da, lasă acolo că tu vrei să o arunci pe jos. Astăzi mi-ai făcut numai pâine. Nu. Nu! Câte mi-a căzut și telefonul? Uite aici aia pâine. Dar ce vrei să faci cu pâine? Să arunci pe jos, nu-i voie. Hai să vedem ce să-ți dau de altceva. Ce să-ți dau să mănânci? Ce vrei să mănânci? Uite, din cauza ta am luat și am pus și fructele aici sus și o să se strice. Vrei banană? Da. Vrei banană? Ma. Vrei măr? Da. Stai că îți dau măr. Îți dau măr? Da, ma. Uite că n-am mai luat niște fructe noi, nu mai avem nimic, mai avem niște banane și niște mere. Dar nu știu cum, nu știu cum de-am uitat eu să zic să cumpăr fructe astăzi, mă. Ce? Fructe! Să fi luat niște fructe, uite, ne-a prins câteva zile în casă fără fructe. Câte zile? Duminică și luni, nu? Sau luni, oare deschide? Hai să mănânc salată cu mine, nu-ți fie frică, că nu pățești nimica. Vii? A? Vii, mă? Mă enervez. Le enervez, dar vine. Ți-e poftă, așa-i? Îmi vedești pe fata cu ea frigul? Trenul, da? Miri deja e la locul ei. Pune-ți facă nani. Așa-i. Marc. M-a luat frigul. M-a ridicat din pat. Și m-a luat frigul. Vii să mănânci, mă? Mă. Ia-ți furculiță. Deci de ce mă pui să scoate aici? După aceea te servești cu o bucată de baclava? Nu mai merge. Nu mai merge? Nu mai e. Ia să-mi țin și o vlogul. Ia uite, a venit și vulpea, am zis că e la culcare. Mini, ce faci tu? Hai la culcare cu voi. Ce bine ar fi de a dormi și marcă, mi-e un somn. Mă pun să mănânc salat, după aia să mănânc niște baclava și să mă... Mă, nu mai fi mișto să mă pun să mă bag în pat, să mă învelesc că m-a luat frigul. Dacă văd că mai ia frigul tare, îți dau drumul un pic la centrală. Vă doresc sărbători binecuvântate, multă sănătate, să aveți grijă de voi și vă pupăm cu mare drag. Și sper că și mâine voi reuși să filmez un vlog. Pa, pa!